Bărbatul de origine croată avea 67 de ani, a parcat în curtea unei firme din Petrești care se ocupa cu mase plastice. Dimineața, când un angajat s-a dus să-i ceară documentele, a văzut că era decedat. A sunat la 112, iar ambulanța a constatat decesul. Ce știți? Că a zis că a fost dubios că nu... Nu mai ieșea de acolo? Nu mai ieșit. Trebuia să fie plece... L-am călcat aseară și trebuia să plece azi dimineață și n-am mai plecat. Am înțeles. Dar era în vârstă acum? Ce știți? N-a. Nu știți. Dar așa, în tir, să... și-a găsit sfârșitul? Așa, în tir. Ce s-ar fi întâmplat cu el? Infart sau ce știți? Da. Infart? Dar de când e el aici? De aseară? Poftim? A, deci e de ieri venit aici, de-aseară. Și când au aflat? Când ați aflat, de fapt? Nu mai coborat din tir sau ce s-a întâmplat? Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, însă mai mult ca sigur, bărbatul a fost victima unui stop cardiorespirator. La urmarea unei sesizări cu privire la faptul că o persoană a fost găsită decedată într-un ansamblu de vehicule rutier, polițiștii din cadrul Poliției orașului Găiești au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în cauză fiind efectuate cercetări. Polițiștii continuă cercetările, urmând să stabilească cu exactitate toate împrejurările producerii evenimentului.